Astăzi a avut loc ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale. Lucrările au fost precedate de slujba de tedeum săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, în prezența membrilor Adunării Naționale Bisericești. Lucrările s-au desfășurat la Centrul Național pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea sa a subliniat faptul că este nevoie de o intensificare a cooperării dintre cler și mireni. Este, în primul rând, mare nevoie de a intensifica cooperarea dintre cler și credincioși și mireni. Deoarece nu doar ierarhii și clericii reprezintă biserica, ci pleroma, plinătatea bisericii, este formată din cler și popor, poporul drept credincios. Se constată, deci, că adesea în societate atitudinea credincioșilor mireni, mărturisitori, lucrători și slujitori ai lui Dumnezeu și ai oamenilor, contează uneori mai mult, deci, decât luările de poziția ale unor clerici. De aceea ne bucurăm că suntem astăzi împreună și că putem reînnoi, intensifica lucrarea noastră comună și vom putea dezvolta în viitorul apropiat o activitate misionară, socială, mai intensă. Preafericirea sa a subliniat importanța statorniciei în credință în contextul actual. Trebuie să rămânem statornici în pofida multor schimbări, așa cum ne îndeamnă Dumnezeu în Cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 10, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Să fii statornic într-o lume schimbătoare, aceasta este cea mai mare virtute spirituală și socială a unui creștin. Au urmat lucrările pe comisii, după care raportorii au prezentat sintezele activităților în plen.